Moneda virtuală cucerește și România Să faci bani fără să faci nimic Puh! Și după aia uite cum a scăzut Bitcoin, is going to zero. Zero. Bitcoin a atins în premieră nivelul de 20.000 de dolari Când Asta la de cripto. Bitcoin este la 50.000 de dolari și altcoinele sunt puțin în scădere. Se merge prima dată pe prețul Bitcoinului. Și înainte să mergem pe Bitcoin, nu uitați de canalul de Twitter pe care l-am deschis acum câteva zile și deja suntem 376 de oameni acolo, cu o comunitate foarte faină. Și astăzi am postat că Bitcoin a depășit Facebook la capitalizarea de piață, cu toate că a scăzut uh, Facebook ieri și a, a picat vreo 7% parcă la bursă. Și nu uitați să dați un follow aici pe Twitter la ora de cripto. Și vă mulțumesc pentru fiecare persoană care s-a abonat la acest canal. Să mergem pe Bitcoin pe candela de zi și. Ieri am închis foarte bine, ne am închis pe la 49.200 de dolari. Și în momentul de față suntem și peste următoarea rezistență, peste zona asta verde, unde în trecut ne-a luat ceva să spargem rezistența asta, doar aici am spart-o și ne-am dus mai încolo și. Ce va urma pe Bitcoin? Să testeze zona asta din nou, cea mai importantă pe Bitcoin. După cum bine știți, asta repede ceva vreme aici se va da bătălia importantă pe Bitcoin la 51.000 de dolari, care este 0618 pe Fibonacci. Dacă Bitcoin sparge rezistența de 51.000 de dolari, dar mare atenție, dacă spargem trebuie să avem volum. Ultima dată când am spart 51.000 de dolari aici, zona asta, vedeți, volumul este foarte mic foarte puțin peste medie. Dacă spargem de data asta 51.000 de dolari și mergem peste, și trebuie să avem volum destul de mare. Dacă nu avem volum, dacă este cam tot pe acolo, pe la medie sau sub medie, atunci dacă Bitcoin urcă, sigur va scădea din nou de aici. Dacă urcăm și nu apare volumul, cel mai probabil este un pump nesusținut și vom scădea. Deci dacă vom depăși 5.000 de dolari, trebuie să avem volum. Asta trebuie să urmărim în următoarele, următoarele, zile. Și Bitcoin până în momentul de față arată foarte bine. Și pe daily, vă reamintesc, pe toate timeframe-urile suntem buli. Și în momentul de față atingem și rezistența pe weekly. Dacă ne uităm pe candela de săptămână, și tragem rezistența cu această linie galbenă, vedem că suntem exact la rezistență. O închidere pe săptămână peste 51.000 de dolari ar fi foarte bullish pe Bitcoin și pe toată piața cripto. Dacă am închide peste zona asta, să spargem și rezistența și să mergem și peste 0.61 pe Fibonacci, asta ar fi foarte bullish. Mă aștept să spargem și poate ne ajută și o știre foarte bună dacă ar fi pe piață asemănătoare cea cu, ca și aia cu Tesla din februarie. Dacă am avea o știre foarte bună, prețul ar urca instant și am avea și volum destul de mare. Asta sper eu să se întâmple pe Bitcoin de aici. Și să mergem și pe Ethereum. Ethereum se consolidează. Exact ce a făcut și Bitcoin aici. Dacă ne uităm un pic pe 4 ore. După un pump s-a consolidat, a urcat un pump. Acum se consolidează și va urma cel mai probabil încă un pump. La fel se întâmplă și pe term. dar pe daily ne consolidăm și de aici putem să testăm 3600 de dolari. De aici, din nou, ne putem consolida și din nou la 4000 de dolari. Și să mergem și pe Elrond. Și Elrond pe 4 ore încă se află în acest triunghi simetric pe 4 ore și așteptăm o decizie din acest triunghi simetric. Și vă reamintesc targetul din acest triunghi simetric care se măsoară de la vârf până la nivelul de suport. Și îl vom pune în momentul ieșirii și vom avea un target de aproximativ 271 de dolari pe Elron. Și dacă ieșim din acest triunghi simetric, vă reamintesc că un triunghi simetric are mai multe șanse să meargă în sus decât să meargă în jos. Rămâne de văzut ce se va întâmpla și cu Elrond, dar atâta timp cât stă peste EMA Ribbon are șansă să crească. Și dacă mergem și pe Solana, vedem că și Solana este într-o ușoară scădere. Dacă ne uităm pe Daily, vă reamintesc, 178 de dolari a fost 0,61 pe Fibonacci. Și la fel ce v-am spus și pe Bitcoin, Solana a urcat, dar volumul este în scădere, este foarte mic, este acolo cam pe medie. Dacă nu are volum când urcă, atunci cel mai probabil se va corecta. Asta sperăm să se întâmple și cu Bitcoin, să meargă în sus și să aibă volum. Și în momentul de față Solana a primit reject de la exact 0.618 pe Fibonacci. Dacă nu reușește să treacă în următoarele zile de 178 de dolari, atunci Solana va fi bearish de aici și este încă bearish de aici până nu trece de 178 de dolari. Și uh, poate v-ați întrebat de ce scad altcoinurile când Bitcoin urcă așa de mult, când vedem că Bitcoin urcă 2, 3, 5%. Ne așteptăm ca și altcoinurile să urce și mai mult. Deoarece dominanța BTC.D pe TradingView o puteți adăuga de aici. Screen BTC.D. Opa. BTC.D. A treia oară. <laughs> BTC.D. Market Cap Bitcoin Dominance. Uh, Deoarece dominanța începe să urce, vă tot spuneam de această dominanță, de când a spart rezistența prin zona asta și a și format un double bottom aici, înseamnă că dominanța va începe să, să urce în sus, adică banii din altcoin-uri se duc în bitcoin și atunci altcoin le scad. Dacă Bitcoin urcă și e, această dominanță urcă, atunci altcoin le scad puțin sau sunt cam tot pe acolo. Dar dacă Bitcoin scade și această dominanță urcă, altcoin le suferă cel mai mult. Și mare atenție, dacă Bitcoin cumva începe să scadă, atunci altcoin vor suferi cel mai mult deoarece această dominanță va începe să urce și mai mult. Și o închidere pe IMA Ribbon, pe, pe Daily peste EMA Ribbon ar fi foarte bullish pentru, ar fi foarte bearish pentru altcoin Dacă această dominanță va merge și peste EMA Ribbon pe candela de zi și va închide acolo, va fi foarte bearish pentru altcoin Ce se poate întâmpla? putem să vedem un Bitcoin season, adică Bitcoin să urce da, pe la 51, 52, 53, spre 60.000 de dolari. Altcoinurile să urce, dar foarte puțin, da, pe 3400, 3600, 3700 și această dominanță să meargă în sus și poate să meargă până în zona asta de 44,7%. Poate să meargă și mai sus, da? Să meargă Bitcoin, să-și facă un pic de cap până la 55.000, până la 60.000 de dolari. Iar mai apoi, după ce Bitcoin a obosit un pic și Merge într-o zonă de consolidare, să zicem mai sus, pe la 60.000, pe la 55-60.000 de dolari. De După o urcare masivă, se consolidează și atunci să urce altcoinurile și să mai avem încă un mini în season. Dar această dominanță trebuie să urce puțin, doar ce a scăzut foarte mult în acest an. Vă reamintesc, la începutul acestui an a fost la 73. De la 73 a scăzut până la cel mai scăzut nivel aici, în mai, până la 39, în 18 mai și prin septembrie până la 39 din nou. Și de aici a făcut bounce și aici și aici. Deci mare atenție cu altcoinurile că dacă Bitcoin începe să meargă în jos, atunci altcoinurile o să sufere cel mai mult. Și dacă vrei să înveți și tu mai multe despre trading, despre altcoin season, despre când să cumperi, când să vinzi, când să deschizi poziții de long și de short, îți recomand cursurile de, o, de pe ora de crypto.ro la 50% reducere, atâta timp cât Bitcoin stă sub 65.000 de dolari și le puteți cumpăra direct cu cardul de pe site. Cam atât a fost pentru astăzi, sper că a fost de folos acest video și vă mulțumesc pentru fiecare like și pentru fiecare coment. Pe data viitoare!